Cu scandal monstru în penitenciare. După ce ministrul Justiției a anunțat că deținuții încarcerați în perioada 2012-2017 vor putea fi despăgubiți cu 5 euro pe zi de detenție, sindicatele vin cu anumite condiții. Cum ar putea fi despăgubirea victimelor respectivilor deținuți? De obiectul, de proiectul acesta ar putea beneficia chiar și deținuții VIP cu mai multe informații. Vine chiar acum la ora aduță. Bun găsit! Bun găsit! Este o dispută între ministrul Justiției și reprezentanții sindicatelor din penitenciar. Asta după ce Tudorel Toader a anunțat că are un proiect în care ar trebui să fie despăgubiți deținuții încarcerați în perioada 2012-2017 cu o sumă undeva între 5 și 8 euro pentru ziua pe care au petrecut-o în spatele gratilor pentru o singură zi. Acum, sindicatele din penitenciare susțin că dacă acest proiect ar fi viabil, atunci ar trebui să fie despăgubiți toți deținuții, pentru că condițiile improprii nu s-au schimbat în spatele gratilor. De asemenea, ar trebui să fie despăgubiți și angajații penitenciarilor, pentru că stau în aceleași condiții nefaste, și totodată ar trebui să fie despăgubite și victimelor celor care ar primi acești bani. Tot cei din sindicate au făcut un calcul, susțineau că la o pedeapsă executată medie de 4 ani, acești deținuți ar trebui să primească undeva între 8.000 și 12.000 de euro. Totodată, iată că și cei care, vedetele, să spunem așa, care au fost încarcerați în această perioadă, ar putea beneficia de aceste despăgubiri. Vorbim aici de Adrian Năstase, Dan Voiculescu sau Relu Fenechiu. Mulțumesc, Gigi Becali, alături de noi, și mulțumesc pentru asta. De asemenea, în legătură telefonică directă este și Sorin Dumitrașcu, cel care reprezintă sindicatele din penitenciare. Domnule Becali, ce spuneți de aceste despăgubiri? Eu, ce să vă spun? Cum sunt condițiile din penitenciar? Adică sunt îndreptățite aceste despăgubiri? Stau oamenii acolo chinuiți și pentru că, iată, ministrul recunoaște, probabil cu decizii CEDO, că sunt condiții foarte proaste. Eu doar la Jilava am avut condiții, să spun așa, mai proaste. Eu nu mă pot plânge de condiții. Eu am avut condiții bune la poarta, dar odată mergeam la biserică, am pus să văd și eu, că pe mine mă fereau, mă țineau de trei mascați după mine, și când mergeam la biserică, ca să nu văd ce se întâmplă în celelalte, ce am pus și eu odată capul, am deschis o ușă repede de față cu mascați și am pus capul într-o celulă ca să văd cum e. Și dacă stăteam 5 minute acolo în celula aia, leșinam, vedeam pe jos un aer închis, o mizerie, aglomerați. Nu poți să trăiești. Deci eu spun așa, banii ăștia sunt nimica toată. De ce? Orice om care face pușcărie în România, asta e concluzia mea. El pentru fiecare un an de pușcărie, el trăiește cu 3 luni mai puțin. Deci cu 30% mai. Un om care face 10 ani de pușcărie, el trăiește cu 3 ani mai puțin. Deci dacă, poate chiar mai mult, cred, nu, cred că exagerez, adică exagerez, cred că mai mult. Un om care face pușcărie, el, un om care trebuie să trăiască 70 de ani, trăiește 60 de ani. Deci îi ia ani din viață pușcăria românească. Deci banii ăștia care îi dau doar așa o mică mâncare sufletească pentru oameni amărâți. N-am nevoie de banii lor. De mine mă interesează mai mult, ca să știe ministrul Justiției, legea care nu e respectată nici atunci și nici acum. Orice deținut poate să repete 100 de ori. În regim semideschis, 25 de zile libere acasă. În regim deschis, 30 de zile libere acasă. Am stat un an de zile în pușcărie și n-am luat nici o zi. Trebuie să plătească, în opinia mea, penal acei directori care încalcă legea și adaugă la lege prin regulamente și țin oamenii în pușcării și îi distrug și îi fac animalele în celule. Asta fac ei. Nu neapărat mizeria. O să repet, cu mizeria e cel mai important lucru.
pentru că oamenii stau și condițiile alea. Nu pentru dumneavoastră, domnule Becali, nu? Spuneți. Bărbatului să ne scă acasă bărbatul la nefasta lui, cum spune la lege, nu să-l țină ca pe animal, ca pe câine în pușcă. Și când vede, numai când vede femei la televizor, îl distruge psihic, îl nenorocește. Domnule Becali, vă rog să rămâneți alături de noi un minut. Am nevoie foarte scurt și de opinia domnului Sorin Dumitrașcu. Vă ascultăm. Cum e cu acest proiect? Bani opine, pentru... Nu vorbiți cu el. Omul ăsta nu este om. Omul ăsta este area animalice. Nu mai vorbiți cu omul ăsta. Este un om de nimic care nu știe ce înseamnă omenia. Pot să răspund și eu sau... A reprezentat o instituție. Dați-ne voie 30 de secunde să-i dăm cuvântul. Reprezintă instituție criminală ANP. Domnul Becali? Directorul de pușcării. Domnul Becali, cu respect, să respectăm pe toată lumea. Domnule Dumitrașcu, vă rog, vă ascultăm. Ăsta a făcut legea cu... Cred că e prima dată când nu am motive să-l contrazic pe domnul Becali. Sunt două variante. Una, dacă este nevoie să dăm aceste despăgubiri, apoi despăgubiri merită toți deținuții, nu doar cei dintre 2012 și 2017, pentru că mi-e greu să cred că doar în această perioadă au fost condiții improprii, merită de despăgubiri și angajații, pentru că în medie lucrează vreo 23 de ani în aceste condiții, deținuții stau în medie vreo 4 ani, și merită în primul rând despăgubiri victime, pentru că au suferit din pricina acestor infractori. Asta în ipoteza în care, desigur, politic se va decide că statul român trebuie să îi premieze pe infractori. Cea de-a doua ipoteză, infractorii nu trebuie premiați. Pentru a da 8 sau 13.000 euro, cu respect, a da 12.000 euro. Domnule Becali, vă rog cu respect. Să avem un dialog civilizat. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Sorin Dumitrașcu pentru aceste comentarii. Domnule Becali, vă rog frumos să rămâneți alături de noi. Vreau o reacție de la dumneavoastră pe următorul subiect. Poate este și mai important. Avem o reacție fermă a premierului Viorica Dăncilă după ce Comisia Europeană a cerut soluții în marile dosare de corupție, așa numită listă neagră.